Bună ziua tuturor! Ne cerem scuze pentru mica întârziere. Haideți să începem. Numele meu este Mariana Ana și fac parte din departamentul tehnic FESTO România. Astăzi vom discuta împreună despre siguranța alimentară. După cum bine știți, aceasta nu este doar o preocupare pentru consumatori, ci și pentru producători, distribuitori, dar și guverne. Ea se referă la toate aspectele legate de producție, la procesarea, manipularea și consumul alimentelor într-un mod care minimizează riscul de îmbolnăvire sau alte consecințe negative pentru sănătatea noastră. Pe parcursul prezentării, vă încurajez să puneți întrebări, să participați activ, deoarece este esențial să înțelegem cu toții impactul siguranței alimentare asupra vieții noastre și asupra societății în ansamblu. Toate întrebările, bineînțeles, vor fi centralizate și ulterior dezbătute în cadrul sesiunii de Q&A de la finalul webinarului. Prin această prezentare, sper să vă ofer nu doar informații esențiale, ci și o conștientizare și înțelegere a importanței asigurării siguranței alimentare pentru sănătatea și bunăstarea noastră. Astfel, vom putea lua decizii mai informate și responsabile pentru a ne proteja pe noi înșine, dar și pe cei dragi, de riscurile asociate unei alimentații neconforme. Fără îndoială, bineînțeles, siguranța alimentară este un domeniu vast, dar și complex, iar timpul nostru este unul limitat, așa că vă invit să ne contactați și telefonic sau pe tehnica@festo.ro pentru a detalia subiecte de care sunteți interesați mai în amănunt. Prin urmare, propun să începem sesiunea de astăzi aruncând o privire la punctele cheie pe care le vom atinge. Vom discuta împreună despre standarde și directive specifice industriei alimentare, despre ce se poate întâmpla dacă acestea nu sunt respectate cu strictețe. În continuare vom atinge un subiect foarte important pentru această industrie, și anume curățarea, spălarea, dezinfectarea echipamentelor. Finalizând cu un capitol despre produsele Vesto recomandate pentru această industrie. Bun. Pentru introducere, am pregătit un video care va ilustra pe scurt de ce este obligatoriu să existe reguli stricte în toate procesele de automatizare. Yogurt, fruit, strawberries, blueberries, no crumbs. That's all we need. And it lives all in the flavor, delicious. But if we aren't careful, we can easily end up with other things in there too. Bacteria, viruses, mold, salmonella, oils, cleaning agent residues. And if these things get into the yogurt, they will lead to angry customers, complaints, bad food incidents, in short, problems. Food safety products from Vesta help to minimize the risk. This product range makes Aceste, pentru a asigura o alimentație corespunzătoare, există trei principii foarte importante pe care le vom discuta astăzi, și anume eliminarea particulelor prin utilizarea materialelor potrivite, utilizarea unor componente fără margini ascuțite care facilitează curățarea și dezinfectarea eficientă, și nu în ultimul rând, o serie de reguli care trebuie respectate cu strictețe. Anything guaranteed to conform to the standards and directives required by the industry. We can say a perfect yogurt is one that only has the selected ingredients with no unpleasant surprises and has benefited from Vesto's food safety expertise.
Acestea fiind spuse, propun să începem întâi cu teoria și anume cu standardele și directivele întâlnite în industria alimentară. În cadrul siguranței alimentare, există trei concepte importante care stabilesc criteriile și regulile pentru producția, procesarea și manipularea alimentelor, și anume legi, standarde și recomandări. Legile sunt reguli juridice obligatorii impuse de guverne sau organizații internaționale care trebuie respectate de cei implicați în lanțul alimentar. Ele sunt concepute pentru a proteja sănătatea publică și pentru a asigura calitatea și siguranța alimentelor. Standardele sunt reguli tehnice sau specificații stabilite de organizații de standardizare precum ISO. Acestea sunt folosite pentru a oferi orientări și pentru a defini cerințele minime de siguranță și calitate în industria alimentară. Recomandările sunt ghiduri și practici recomandate de experți în domeniul siguranței alimentare, care pot fi adoptate voluntar de către producători și alte părți interesate. Ele pot fi utilizate pentru a îmbunătăți, de exemplu, procesele și practicile existente, dar nu sunt obligatorii din punct de vedere legal. În concluzie, legile sunt obligatorii și trebuie respectate, standardele oferă specificații tehnice pentru calitatea și siguranța alimentelor, în timp ce recomandările sunt mai mult sugestii pentru îmbunătățirea practicilor și proceselor. Prin respectarea totuși celor trei concepte, putem asigura că alimentele pe care le consumăm sunt sigure, sănătoase și conforme cu cele mai înalte standarde de calitate. Bineînțeles, lucrând în acest domeniu, sunt sigură că sunteți familiarizați cu acest termen, dar doresc totuși să le amintesc și eu succint pe fiecare în parte. Și începem cu FDA. Aceasta este o administrație responsabilă de acordarea autorizațiilor pentru fabricarea sau comercializarea produselor alimentare, cosmetice sau chiar farmaceutice. Calitatea produsului final este întotdeauna, bineînțeles, cel mai important, dar trebuie să nu se piardă din vedere faptul că și procesul de producție și proiectarea echipamentelor sunt la fel de importante. 3A Sanitary Standard a fost fondat de către producătorii de echipamente pentru industria produselor lactate și a înghețatei, precum și pentru comercianți de produse lactate. Această organizație este responsabilă pentru crearea de standarde, pentru un design care să faciliteze curățarea echipamentelor în producția alimentară, în special în producția lactată. Lactatelor. Bun, NSF este o organizație non-profit, este lider mondial în elaborarea de directive, certificarea produselor, transferul de cunoștințe și gestionarea riscurilor în conformitate cu standardele relevante pentru protecția sănătății și a mediului. Iar ultimul anunț din urmă este Grupul European de Inginerie și proiectare igienică, care reprezintă un parteneriat format din institute de cercetare, producători de alimente, ingineri mecanici, dar și ingineri de echipamente, la care se adaugă autoritățile de sănătate publică. Scopul său este de a îmbunătăți în mod constant proiectarea și ingineria igienică pentru a asigura siguranța alimentelor în timpul procesării și ambalării. Un alt termen important pentru industria alimentară este HACCP. Aceasta este o procedură sistematică de recunoaștere, evaluare și prevenire a riscurilor pericolelor. Scopul acestuia este de a reduce riscurile viitoare de igienă alimentară prin intermediul unui control continuu și paralel al proceselor.
este implementat de întreprinderile alimentare pentru a asigura producerea, depozitarea și transportul alimentelor în condiții de siguranță. Sistemele HACCP obligă companiile să joace un rol de autoresponsabilitate în asigurarea siguranței alimentare. Astfel, fiecare producător din industria alimentară din Uniunea Europeană trebuie să garanteze calitatea produselor alimentare, dar și prevenirea daunelor aduse sănătății consumatorului. Prin intermediul standardului european privind cerințele de igienă, pentru utilajele de producție alimentară au fost definite trei zone principale de echipamente. Astfel se concretizează în principal diferența între suprafețele care vin în contact cu alimentele și suprafețele care nu vin în contact direct cu alimentele. Întâlnim astfel zona alimentară, zona de stropire și zona non-alimentară. Bun, haideți să discutăm despre fiecare în parte, începând cu zona alimentară. Aici toate elementele sistemului sunt în contact direct cu alimentele sau cu ambalajul primar și rămân în continuare în fluxul de produse. Fiind o zonă cu un risc ridicat de contaminare, există cerințe stricte cu privire la componentele utilizate. Acestea trebuie să fie ușor de curățat și dezinfectat, ceea ce implică, bineînțeles, un design igienic folosind suprafețe netede. Materialele utilizate trebuie să fie rezistente la coroziune, non-toxice și non-absorbante. În plus, aici trebuie menționat că sunt necesari lubrifianți speciali compatibili cu industria alimentară. Zona de stropire. În zona de stropire, părțile și componentele mașinii vin în contact direct cu alimentele. Diferența totuși față de zona anterioară constă în faptul că alimentele nu ajung înapoi în fluxul de produse după contactul cu echipamentele. Prin urmare, trebuie respectate totuși aceleași cerințe ca în cazul zonei alimentare. Și zona non-alimentară, în aceasta componentele utilajului nu intră în contact cu produsul, totuși trebuie să fie posibilă curățarea și dezinfectarea elementelor utilizate, precum și a tuturor componentelor echipamentului. Din acest motiv, materialele utilizate trebuie să fie rezistente la coroziune. În această zonă se încadrează, de exemplu, echipamentele, utilajele de ambalare. În timpul proceselor de ambalare trebuie să se evite ca substanțele străine, cum ar fi uleiurile minerale sau particulele metalice, să pătrundă în ambalajul final. Ca o cerință pentru această zonă non-alimentară, trebuie luat în considerare o calitate a aerului comprimat mai exigentă. În continuare, vom discuta despre posibilele contaminări care pot să apară, dar și ce trebuie realizat pentru a ne asigura că alimentele, dar și consumatorul final sunt în siguranță. Am amintit câteva dintre consecințele unor procese neconforme și cum ne influențează direct sănătatea, dar totuși care sunt totuși exact cauzele care produc aceste contaminări. Ei bine, riscurile semnificative din sectorul alimentar sunt cauzate de trei mari factori. Factori chimici, agenții de curățare, dezinfectanții și lubrifianții, particulele străine care pot proveni de la utilaje, de exemplu cauzate de coroziune sau abraziune, și factorii biologici,
degradarea cauzată de microorganisme și toxinele acestora. Atunci când se asigură că designul unei mașini este igienic, trebuie luat în considerare faptul că toate riscurile și trebuie luate măsuri pentru a preveni sau a le reduce în totalitate. Așa cum menționasem în unul dintre slide-urile anterioare, primul element pe care îl putem controla este calitatea aerului comprimat. În aerul comprimat întâlnim diferite particule sub formă de praf, rugină, fragmente de metal, putem întâlni apă sub formă de vapor sau chiar în stare lichidă, de picături, dar și ulei care poate să provină de la un compresor defectuos, de exemplu. Dacă aerul comprimat nu este preparat corespunzător, odată introduse în sistem aceste elemente, ele duc la defectarea prematură a echipamentelor, astfel particulele de praf produc o frecare excesivă a componentelor în mișcare. Apa, bineînțeles, poate duce în timp la rugină și mai poate să apară un fenomen prin combinarea apei și a uleiului. Poate să apară o substanță cu aspect gumat care blochează în totalitate componentele în mișcare, de exemplu pistonul unui cilindru. În timpul producției și pentru a proteja alimentele, componentele mașinii nu trebuie să elibereze sau să absoarbă substanțe care sunt dăunătoare sau care afectează în mod negativ gustul sau mirosul alimentelor, fie prin contact direct sau indirect. Pentru a asigura siguranța în timpul curățării, materialele componente ale mașinii nu trebuie să reacționeze la agentul de curățare și la suprafețele chimice antimicrobiene, adică dezinfectanți. Prin urmare, acestea trebuie să fie rezistente la coroziune, stabile din punct de vedere mecanic și proiectate astfel încât suprafața materialelor să rămână nealterată. În imaginile de pe acest slide se pot observa câteva exemple în care nu au fost respectate standardele menționate la începutul acestei prezentări, de exemplu, distrugerea suprafețelor din cauza agenților de curățare, cartușe filtrante îmbâxite și un mediu de lucru umed care a condus la apariția ruginei. Așa cum probabil vă imaginați, consecința directă a defectării echipamentelor constă în apariția bacteriilor, microbilor în alimente. Ce putem totuși face pentru a nu ajunge aici, pentru a preveni acești microbi care pot să apară? În ajutorul nostru vin standardele, de exemplu standardul ISO 85731-2010. Acesta stabilește cerințele de calitate pentru aerul comprimat și determină cantitatea maximă de poluanți și a dimensiunilor particulelor care pot fi conținute în fiecare clasă în parte. În acest standard sunt definite conținutul de particule solide, punctul de rouă și conținutul de ulei. În cazul unei aplicații standard de pneumatică, clasa recomandată este de 744, ceea ce înseamnă că particulele solide au concentrația maximă între 5 și 10 mg pe metru cub. Punctul de rouă este de 3 grade Celsius, cantitatea de ulei este de maxim 5 mg pe metru cub.
Dar în cazul industriei alimentare, clasa recomandată este ceva mai strictă în ceea ce privește cantitatea de particule, apă și ulei permise, și anume 1.4.1, ceea ce înseamnă exact că numărul maxim de particule solide per metru cub este mai mic sau egal cu 20.000, punctul de rău este tot de 3 grade Celsius, iar cantitatea de ulei este de 0,01 mg pe metru cub. În cazul în care aerul comprimat este utilizat ca aer de proces auxiliar, de exemplu, dacă este utilizat pentru suflarea matrițelor sau dacă intră în contact cu produsele alimentare, clasa de puritate trebuie să fie net superioară. Cu toate acestea, de obicei, necesarul pentru acest tip de aplicații este foarte rar întâlnit. În astfel de cazuri se recomandă, prin urmare, utilizarea unui sistem descentralizat de preparare a aerului direct lângă unitatea consumatoare. În acest fel, se prepară doar cantitatea necesară de aer comprimat la cea mai înaltă calitate, ceea ce înseamnă economisirea de energie. În plus, dacă unitatea de preparare a aerului este amplasată în apropierea unității consumatoare, riscul de contaminare reînnoită, de exemplu, din cauza particulelor de rugină care se pot găsi pe, în conducte, acest risc este redus la minim. Întâlnim astfel două cazuri. Când aerul comprimat intră în contact cu produsele umede, de exemplu băuturi, carne sau legume, se aplică clasa 1.4.1 conform ISO, pe care am explicat-o în slide-ul anterior, iar cazul 2 este pentru cazul în care aerul comprimat intră în contact direct cu produsele alimentare uscate, de exemplu cereale sau lapte praf. Deoarece este vorba de produse alimentare uscate, trebuie respectate niște criterii mai stricte în ceea ce privește umiditatea aerului. Prin urmare, pentru acest caz particular, se recomandă o clasă de 1.2.1, dar doar pentru, din nou, doar pentru contactul cu alimentele uscate. Pesto vine în ajutorul dumneavoastră cu un soft gratuit de alegere și dimensionare a grupului de preparare aer în conformitate cu aplicația dumneavoastră. Acesta poate fi folosit nu doar în industria alimentară. Acest soft poate fi accesat fie de pe site-ul Festo, de la categoria Instrumente pentru Ingineria Digitală, fie din QuickSearch Plus, fie cel mai rapid scanând direct codul de pe acest slide. Și veți fi redirecționat direct către această aplicație. Grupurile de preparare aer se găsesc în portofoliul de produse Festo, fie ca produse standard, care pot să satisfacă aplicațiile de bază, majoritatea aplicațiilor de bază, fie se poate opta pentru variantele configurabile. Acestea vin în plus cu funcții suplimentare, cum ar fi opțiunea de blocare-deblocare Lotto cu ventilul on-off blocabil MS-M1, protecție împotriva resetării accidentale cu ajutorul filtrului regulator blocabil MS-LFR, monitorizarea ușoară a presiunii de funcționare cu ajutorul unui manometru cu scară roșu-verde sau, de exemplu, indicatorul vizual pentru schimbarea cartușului filtrant și, bineînțeles, multe alte caracteristici, dar pentru industria alimentară, să zicem că acestea ar fi cele mai des întâlnite.
În continuare, vom discuta despre importanța curățării, spălării componentelor în toate cele trei zone menționate anterior. Când discutăm despre curățarea echipamentelor, sunt mai multe caracteristici pe care trebuie să le luăm în calcul în momentul alegerii variantei optime. De la temperatură, la concentrația substanței folosite, la timpul în care îl supunem echipamentul la agentul de curățare. Există diverse proceduri de curățare, cum ar fi curățarea uscată, care este utilizată pentru a îndepărta murdăria, care se desprinde sau se îndepărtează ușor de pe produse. Există de asemenea curățare cu presiune înaltă sau cu spumă de joasă presiune. Haideți să le descriem puțin pe fiecare în parte. Curățarea cu spumă este o formă de spălare care utilizează spumă la presiune joasă pentru a curăța suprafețele. Spuma se agață astfel de murdărie și de resturi, permițând îndepărtarea acestora fără a folosi substanțe chimice dure sau mașini de spălat cu presiune. Acest lucru face din curățarea cu spumă o alternativă sigură și delicată pentru față de alte forme de curățare. Spălarea sub presiune reprezintă utilizarea apei pulverizate la înaltă presiune pentru a depărta vopseaua, mucegaiul, murdăria, praful de pe suprafețele și obiectele pe care dorim să le dezinfectăm. Un alt factor care trebuie luat în considerare este gradul de protecție electrică. Există diverse standarde și metode de testare pentru evaluarea carcaselor care au rolul de a proteja împotriva pătrunderii obiectelor străine în apropierea elementelor electrice. Standardul este conceput pentru a oferi mai multe informații cu privire la nivelul de protecție decât la declarația că echipamentul este sau nu rezistent la apă. Și este exprimat în mod normal sub forma unui număr format din două cifre, în care prima cifră indică nivelul de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide, iar cea de-a doua cifră reprezintă nivelul de protecție împotriva pătrunderii lichidelor. În ceea ce privește protecția împotriva pătrunderii apei, există pe acest slide, în partea din stânga, o ilustrație pentru acest standard care ne arată exact ce reprezintă a doua cifră. Protecția împotriva apei este ține cont și de unghiul la care se realizează spălarea, de la 0 grade până la 90 de grade. Pentru a înțelege totuși mai bine acest proces, acest standard, haideți să luăm împreună două exemple, cele mai des întâlnite, să spunem, în industrie, IP40 și IP65. Primul exemplu, IP40, reprezintă semnificația primei cifre, se referă la protecția împotriva obiectelor solide, mai exact, un produs care are IP40 este protejat împotriva corpurilor străine cu diametru mai mare sau egal cu 1 mm, iar cea de-a doua cifră se referă, bineînțeles, la protecția împotriva pătrunderii apei, în acest caz fiind fără protecție, 0. Al doilea exemplu, IP65, prima cifră înseamnă o etanșare completă la praf, iar cea de-a doua cifră, 5, reprezintă protecția împotriva jeturilor de apă de la orice înclinare. În industria alimentară, materialele
care vin în contact cu alimentele sunt și ele esențiale pentru siguranța și calitatea produselor noastre. Aceste materiale sunt împărțite în trei mari categorii: metale, unde intră mai exact oțelul inoxidabil și aluminiul. O altă categorie sunt plasticele și uleiurile de lubrifiere. Metalele, cum ar fi, am zis, oțelul inoxidabil și aluminiul, sunt folosite în echipamente și utilaje utilizate în procesarea și ambalarea alimentelor. Aceste materiale trebuie să fie ușor de curățat și dezinfectat, rezistente la coroziune și să nu transfere substanțe dăunătoare în alimente. Plasticul este folosit într-o varietate de aplicații, cum ar fi ambalaje alimentare, recipiente de stocare și echipamente de manipulare. Este important ca plasticul folosit să fie sigur din punct de vedere alimentar și să nu elibereze substanțe toxice în produsele cu care intră în contact. De asemenea, trebuie să fie și rezistent la deteriorare și să permită o igienizare ușoară. Uleiurile de lubrifiere sunt și ele utilizate pentru a menține mașinile și echipamentele în mișcare în industria alimentară. Aceste uleiuri trebuie în schimb să fie speciale, compatibile cu industria alimentară pentru a preveni posibile contaminări accidentale. Ele trebuie să fie non-toxice și să nu influențeze gustul sau calitatea alimentelor în niciun fel. Pentru a ne asigura că alegem materialul corespunzător aplicației noastre, se poate utiliza tool-ul gratuit de verificare al compatibilității chimice. Acesta se poate accesa exact ca aplicația pentru alegerea grupului de preparare, fie direct de pe site-ul Festo, de la categoria Instrumente pentru Ingineria Digitală, fie din QuickSearch Plus, fie cel mai rapid, scanând, bineînțeles, codul QR afișat pe acest slide. Această aplicație se utilizează foarte ușor după selectarea mediului de lucru, dar și a categoriei de material care ne interesează. Vor apărea informații despre toate materialele disponibile. În această etapă trebuie să urmărim, bineînțeles, materialele care sunt rezistente sau în unele condiții și rezistente condiționat. De menționat aici este totuși faptul că atunci când se realizează această alegere, trebuie luat în calcul și concentrația și temperatura mediului de lucru. În momentul în care, să zicem că în aplicația dumneavoastră aceste valori afișate pe în această aplicație sunt depășite, vă rog să ne contactați pe tehnica@festo.ro pentru a realiza și noi o evaluare mai amănânțită a aplicației dumneavoastră. Pentru că am discutat despre materiale rezistente la coroziune, trebuie să amintim și standardul ce măsoară protecția materialului împotriva coroziunii. Conform tabelului, clasa cea mai scăzută rezistență la coroziune este CRC0, iar în timp ce la polul opus, cu maximă protecție la coroziune este CRC4. Aceasta, din urmă, este recomandată pentru media agresive și pentru industria alimentară sau chiar chimică. Razele și colțurile extrem de mici reprezintă întotdeauna un risc pentru igienă, deoarece în acest caz debitele de detergenți și dezinfectanți sunt mult prea mici, nu se poate obține efectul de curățare dorit. Raza, în acest caz, raza minimă ar trebui să fie de 3 mm.
Componentele mașinii și ale echipamentului trebuie să fie întotdeauna instalate fără goluri. Rezidurile de produse nu mai sunt accesibile pentru curățare în aceste spații goale și pot reprezenta o sursă de contaminare. Orice componentă a echipamentului care poate cauza posibile infecții trebuie montată complet deschisă sau, dimpotrivă, complet închisă. Containerele de produse, încăperile și liniile de producție trebuie să fie prevăzute cu o scurgere a lichidelor. În caz contrar, lichidul în exces trebuie eliminat prin alte metode. Linia de producție trebuie să fie instalată cu o cădere de cel puțin 3 grade spre punctul de colectare. Trebuie evitate sub orice formă conductele orizontale, curbate și zonele de acumulare a condensului. În cazul în care, să spunem că nu se pot îndeplini aceste cerințe, trebuie să se asigure condiții pentru o demontare ușoară pentru igienizare regulată. O altă modalitate de a împiedica apariția posibilelor contaminări constă în utilizarea unor mecanisme inteligent implementate, spre exemplu, amortizarea la capăt de cursă pentru cilindri pneumatici de tip PPS. Aceasta permite o mișcare de avans și de retragere dinamică, lină, fără să fie necesar utilizarea unor șuruburi de ajustare. În acest fel, designul este rezistent la acumularea de praf și impurități. O altă metodă de a împiedica contaminarea alimentelor este utilizarea unor garnituri specifice industriei alimentare, dar despre acest subiect vom discuta în următoarele slide-uri mai în amănunt. Astfel, am parcurs împreună cele trei principii fundamentale care stau la baza siguranței alimentare. Punctele cheie rămân, bineînțeles, utilizarea unor structuri fără colțuri, spațiile goale, designul pe care îl are echipamentul trebuie să fie ușor de curățat. Utilizarea materialelor cu o rezistență la coroziune ridicată, și, în ultimul rând, prepararea aerului comprimat conform reglementărilor industriei alimentare. Ultimul, dar nu cel din urmă, este capitolul despre produsele recomandate pentru industria alimentară din portofoliul FESTO. Și mai exact, gama de produse Clean Design. În portofoliul de produse FESTO se regăsește gama completă de produse cu această denumire Clean Design, de la actuatori pneumatici, variante standard, CRD SNU cu cilindrul rotund, CDC sau cilindrii ghidați de GRF, grupuri de preparare aer, seria MS, care se poate configura cu carcasă de protecție cu pahar metalic, sau seria L, care este complet confecționată din oțel inoxidabil, valve de proces, robinet cu bilă, ventile cu scaun înclinat, ventile de tip pinch. Aici noutatea este că în portofoliul FESTO regăsiți și ventile pinch normal deschise, nu doar normal închise, dar și robineți fluture. Tot pentru industria alimentară întâlnim și acționările electromecanice de tip SBF și ELGA, dar doar variantele cu caracteristica F1, care reprezintă, care semnifică vaselină, care semnifică faptul că aceste produse au în componența sa vaselină care poate fi utilizată în zona alimentară. Totuși, pentru acționările electromecanice trebuie precizat faptul că
Nu este recomandată utilizarea în zona alimentară a controlelor. Este necesară montarea acestora într-un cabinet. Pentru a trece în revistă și racordurile compatibile cu industria alimentară, haideți să parcurgem împreună acest tabel. Prima linie din tabel ne oferă informații cu privire la tipul de certificare de care dispune fiecare dintre racordurile prezentate. Astfel, singura serie de racorduri care are declarație FDA și EC este NPQR. În funcție de gama de temperatură, există posibilitatea de funcționare maximă între minus 20 de grade Celsius și 100 de grade Celsius, tot pentru seria NPQR. Presiunea maximă de operare se regăsește pentru seria NPQH cu o presiune maximă de 20 de bari. Rezistența la coriziune este conform standardului despre care am discutat anterior, CRC3 sau CRC4. În ceea ce privește furtunurile, seria PFAN este singura acreditată pentru a fi utilizată în contact direct cu alimentele, în zona alimentară, cu o temperatură maximă de utilizare de până la 150 de grade Celsius, presiunea maximă tot pentru această serie de 16 bari și o rezistență la coroziune ridicată. În schimb, combinând racordurile și furtunurile prezentate în slide-urile anterioare, se pot obține combinații perfecte pentru următoarele aplicații. De exemplu, zona de stropire, procesul de ambalare, se poate utiliza un H împreună cu racordul de tip NPQH. Pentru zona de stropire, în schimb, cu o concentrație ridicată de chimicale, curățare cu presiune ridicată, interval de temperatură între minus 20 de grade Celsius și 120 de grade Celsius este indicată combinația între racordul de tip NPCK și PTFN. Iar, ca un ultim exemplu, pentru o aplicație de exterior, unde este necesar ca produsele să fie rezistente UV, o presiune de lucru de până la 12 bari și o temperatură de până la 150 de grade Celsius. Indicat este să utilizăm varianta NPQH și PTFN. Dar, bineînțeles, pentru alegerea corectă a produselor în funcție de aplicația dumneavoastră, se poate folosi tool-ul de verificare compatibilității rezistenței chimice sau ne puteți contacta direct pe noi. Prin proiectare, filetele conice lasă la vedere filetul expus, care este, bineînțeles, dificil de curățat. Filetele conice necesită de asemenea un material de etanșare, care în industria alimentară poate să reprezinte un potențial contaminant. Un alt potențial element de contaminare poate fi reprezentat de fragmentele de metal care pot să apară în urma strângerii filetelor conice. Astfel, ce am vrut să prezint cu acest slide, în industria alimentară, recomandat este să se folosească filetele paralele, acestea eliminând pericolele pentru siguranța alimentelor și reprezintă, prin urmare, cea mai bună alegere în acest caz. A venit momentul să discutăm un pic și despre tipurile de garnituri pe care le putem întâlni la cilindri pneumatici Festo. Gama este destul de vastă, dar
pentru industria alimentară există doar două garnituri certificate FDA, sunt cele înmarcate cu ecranul cu chenarul albastru. Ca și insulă de ventile, din portofoliul nostru, singura insulă de ventile cu certificare pentru utilizare în zona alimentară este insula de ventile MPAC. Aceasta are o serie de caracteristici importante care sunt în conformitate cu standardele și reglementările prezentate la începutul webinarului, și anume proiectarea optimă a suprafeței carcasei, asigură că agenții de curățare se pot scurge, reducând astfel în mod semnificativ timpul și efortul pentru curățare. Utilizarea de materiale care sunt rezistente la coroziune și la medii agresive, rezistența excelentă la coroziune și gradul de protecție IP69K, care permit montarea în condiții ambiante dificile în afara unui dulap de control. Haideți aici să explicăm puțin ce înseamnă acest standard IP69K. Prima cifră reprezintă rezistența totală împotriva prafului, iar cea de-a doua reprezintă protecția ridicată contra imersiei în apă, precum și contra efectelor de curățare cu presiune ridicată. Mai exact, această insulă de ventile poate fi spălată, poate funcționa sub apă, fără nicio problemă. Testele sunt realizate pentru cicluri de câte 30 de secunde cu apă la temperatura de 80 de grade, presiune de 100 de bari. Ca și specificații punctuale, trebuie să amintim și modularitatea, rezistența la medii agresive, rezistența la coroziune ridicată, CRC4, sistemul de etanșare redundant. Prin urmare, această insulă de ventile nu trebuie introdusă într-un cabinet, se poate folosi în zona alimentară în contact direct cu alimentele, fie că acestea își continuă fluxul sau nu. O gamă de produse nouă, despre care vom discuta mai în amănunt în următorul webinar, constă în ventilele cu separare de mediu, mai exact VICA. Acestea își regăsesc aplicabilitatea în domenii diverse, în industria alimentară, în industria farmaceutică, medicală și așa mai departe, dar pentru că discutăm despre siguranța alimentară, aceste ventile pot fi folosite în aplicații de dozare, de exemplu, dar, după cum am spus, vom discuta mai în amănunt în webinarul viitor. Ca să dau un mic teaser despre ce vom aprofunda în sesiunea următoare, acest ventil utilizează tehnologia piezo, mediul intră în contact cu puține elemente și acestea sunt membrana, subbaza și garnitura, acestea fiind materiale de înaltă performanță, certificate FDA. Am ajuns și la finalul acestui webinar. Este momentul să discutăm întrebările. Din chat, două secunde să verific. Mulțumim Marina pentru prezentare. A fost o prezentare excelentă, dar ajuns la final, iată că avem și câteva întrebări. Pe unul dintre slide-urile tale ai menționat patru terminologii foarte scurte: CIP, COP, SIP și SOP. Dacă ai putea să ne detaliezi puțin despre
despre cele patru. La partea de curățare am prezentat și tipurile de curățare CIP, COP și SIP-SOP. Haideți să le explicăm puțin. CIP-SIP reprezintă moduri de curățare de generație veche pentru linii care necesită o curățare la fața locului, unde nu sunt necesare demontarea anumitor echipamente. Curățarea se poate face local cu ajutorul agenților de curățare, sodă caustică și așa mai departe. Iar variantele de COP-SOP reprezintă metode de curățare strict pentru produse care trebuie demontate și ulterior spălate într-un tank sau depinde de produs în parte. Un exemplu aici ar fi bolurile de mixare, lamele pentru tăiere și așa mai departe. Sper că am fost clar aici. În regulă, mulțumim. O altă întrebare. Ai menționat despre punctul de rouă, care este un factor destul de important în zona de aer comprimat. Ai putea să ne explici? Sigur, punctul de rouă reprezintă temperatura la care vaporii de apă ajung în stare lichidă, în formă de picături. Vaporii ating practic saturația de 100% și trec în stare lichidă. Par primele picături în instalație. O altă întrebare. La unul dintre cilindrii ai menționat amortizare BPS. Poți să ne explici puțin ce înseamnă? Da, este o amortizare autoreglabilă. Este o tehnologie patentată de către Festo, asemănătoare cu amortizarea de tip reglabilă, des întâlnită și la alți producători, dar diferența este faptul că bucșa de frânare are prevăzută pe capătul acesteia patru canale dreptunghiulare care se îngustează de-a lungul lungimii manșonului tampon, formând astfel o pernă de aer. În momentul în care pistonul ajunge la capătul de cursă, perna aceasta de aer se eliberează treptat prin orificiul de exhaustare. Dacă aveți puțină răbdare să dau la slide-ul respectiv, să puteți vizualiza mai ușor. Bun, aici bucșa de frânare are pe capătul acesteia patru canale care spre piston se întrerup. În momentul în care pistonul ajunge în capătul de cursă, perna aceasta de aer se exhaustează treptat prin orificiul ilustrat aici. Nu este nevoie de o ajustare manuală din partea operatorului. Nu trebuie modificată această ajustare pentru fiecare cilindru în parte, chiar și dacă se utilizează o sarcină diferită, se modifică sarcina. Ca un alt avantaj ar fi faptul că nu este necesar un operator, să zicem, cu experiență care să modifice pentru fiecare cilindru în parte această amortizare. Totul se face automat, după cum v-am explicat anterior.
Sper că a fost suficient de clar. Dacă mai sunt și alte întrebări, o să mai aștept un minut, două și după vom putea închide această sesiune. Eu vă mulțumesc pentru participare și să nu uitați că vă așteptăm și la următorul webinar Festo din data de 21 a 5-a, tehnologia piezo pentru automatizări de precizie. Vă mulțumesc din nou și ne revedem la următoarea sesiune.